adunat astăzi aici pe solele unde se desfășoară în mod, în mod normal agriplanta, ca să vedem împreună cu o parte din fermierii reprezentative ai județului călărași și al județelor limitrofe, nava mirala a tractoarelor clas și anume noul Xerion 12650 pe șenile. Acesta reprezintă îngemânarea a 25 de ani de experiență ai clasului în, în materie de construcție axerionului. Da, discutăm numai de istoria Xerionului. La clas, anul acesta au fost împliniți 25 de ani de când acest proiect este, este, dezvoltat și spunem noi că a ajuns la mai mult decât o maturitate, a ajuns la, la perfecțiune. Am văzut utilajul din spatele tău acum două luni și jumătate, exact același utilaj, în Germania la prezentarea către presa internațională. Da. Acum a venit pe câmpurile din România. Da. Te rog frumos, povestește-ne acum în limba română, față de ce am înregistrat atunci, fermierilor români, ce este utilajul din spate. Noi suntem mândri în primul rând de faptul că în sfârșit suntem și noi un competitor de luat în seamă atunci când vine vorba de tractoarele de 650 de cai. Dacă până acum ne opream la 530 de cai maxim, ăsta e momentul când în sfârșit putem să propunem un tractor de 650 care să vină în întâmpinarea fermierilor mari care își doresc să facă performanță cu adevărat. El oferă absolut tot ce oferă orice tractor mare și nu numai. Confort Forță de tracțiune, dar cel mai important și cel mai important, un consum de combustibil redus. Acest lucru m-a surprins și mi-a plăcut într-un fel că atunci când am fost în conferința de presă, nu mi s-a atras atenția foarte tare. Am văzut comunicatul de presă, am văzut de unde începe să aibă puterea, și atunci am înțeles că consumul trebuie să fie foarte mic. Da. Mai mult decât atât, tractorul ăsta merge la o El este conceput având un, 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 concept în care motorul funcționează la turații mici. Lumea se sperie foarte mult atunci când vine vorba de asta. Dar noi asta propunem și o facem foarte, foarte bine. De exemplu, astăzi, în parcela pe care am lucrat-o astăzi cu un Amazone 4 de 8 metri, un disc, am avut 6 litri consum la hectar. E un lucru fabulos când te gândești la un tractor atât de mare. Tractorul merge absolut neforțat, fără niciun fel de restricție, 15 km la oră, fără să-l forțăm cu 6 litri la hectar. E pur și simplu fabulos, spunem noi. Experiența de 25 de ani a clasului, după cum bine ați văzut și mai devreme și cum au putut să vadă și, și fermierii noștri, reprezintă o mașină care să poată corespunde celor mai, celor mai mari exigențe de pe piață. Este propulsat de un motor Mercedes de 15,6 litri, care împreună cu cutia de viteze automată de la fabricată de, ZTF și împreună cu un sistem hidraulic de 550 de litri, care practic este cel mai mare de pe piață la, la ora actuală, Motorul acestui tractor este unul care a consacrat clasul și care face parte din istoria noastră. Este un motor Mercedes-Benz de care suntem foarte mândri, de 15,6 litri, 650 de cai putere și 3100 de newtonmetru. Mai în spate avem aceeași transmisie ZF pe care o cunoaștem și care este deja de prestigiu, care se împerechează perfect cu acest motor. Și dacă mergem și mai în spate, ajungem la o putere hidraulică de 530 de litri pe minut. Cea mai mare putere hidraulică din segmentul ăsta de tractoare, o putere hidraulică care poate asigura și care poate funcționa împreună cu cele mai sofisticate implemente semănători de mărim și de dimensiuni foarte mari. Noua serie o regăsim între 500 și 650 de cai. În România și în Europa, varianta doar, doar pe șenile. 650 de cai, tractorul de 650 de cai și cel de 590 de cai care împart același șasiu și același dimensiuni vor veni numai și numai în varianta de șenile. De ce? Pentru că pe piața din România și piața din Europa, din Uniunea Europeană, nevoia este clară, e aceasta și se cunoaște. O dotare cu anvelope mari de 900 sau 900 duble nu ar respecta normele legislative de transport pe drum și chiar nici cele de pe trailer. Și atunci s-a preferat să se lucreze în configurația aceasta și, bineînțeles, și competitorii noștri fac același lucru. Nu este niciun fel de, de secret. Dacă mergem mai jos la xerioane de tip 5000, de 530 de cai putere, da, acelea vin în varianta cu roții de 900, care se pot transporta și pe drum și care împlinesc toate normele legislative. Care este greutatea lui și cât de mult schimbă faptul că are șenilă față de roată partea de tasare. În momentul de față, greutatea lui maximă este de 30 de tone. Este un tractor foarte greu, perfect echilibrat cu un centru de greutate pe mijloc, iar atunci când vine vorba de șenile, era singura opțiune ca să te poți bucura de toată puterea acestui tractor, pentru că ne dorim ca toată puterea să fie undeva la pământ, să fie să ai o forță de tracțiune bună și nu numai. Ne dorim ca amprenta la sol să fie mare, dar și protecția solului în același timp este foarte, foarte importantă. Deci, protecția solului rămâne și sunt sigur că va deveni din ce în ce mai importantă pe vremuri de secetă cum sunt, cum sunt acestea. El este un uh, tractor echilibrat cu 50-50% distribuția greutății față spate. Avem nevoie la acest tip de tractor totuși de lestare sau nu? În configurația de față, lucrurile s-au mai schimbat puțin. Aș putea să spun că undeva sistemul de lestare sau echilibru tractorului vom avea 60% pe față și 40% pe spate. Bineînțeles că lestarea joacă un rol important. În față putem monta greutăți și în același timp putem monta greutăți și pe spate. Un lucru de ținut minte pentru toți operatorii care vor opta pentru tractoare de tipul ăsta, Plecarea la lucru se va face întotdeauna fără greutăți. Greutățile se vor monta atunci când este nevoie. Nu voi pleca încărcat și descarc atunci când, când simt nevoia. O să fie nevoie să plec la drum fără greutăți și le voi da drumul pe parcurs. Într-adevăr, acest tractor nu poate fi. Nu poate fi folosit la, la lucruri mici, prin dimensiunea lui, prin puterea pe care o dezvoltă, și prin modul de, de tracțiune, puterea de tracțiune, tasarea foarte redusă, datorită uh, șenilelor care sunt uh, sunt făcute tot de, de producătorul CLAS la Paderborn. Uh, practic, sunt aceleași șenile Teratra care echipează și combinele, uh, combinele CLAS mai bine de 15, de 15 ani. Acest tractor, chiar. Uh, are nevoie să fie pus la cele mai grele munci și le face cu plăcere, cu un consum redus de carburant și cu o fiabilitate, v-am spus, dovedită în ultimii 25 de ani în care a evoluat. Nu mai există deja utilaje fără partea de confort și de partea de inteligență. Când vine vorba de confort, în primul și în primul rând avem cea mai mare cabină din segment. Este o cabină care era deja confortabilă și cunoscută, a fost preluată de la combinele lecțion. Acum, ea este o cabină cu 21 de centimetri mai lungă. Nivelul de confort pentru cei care au avut ocazia să meargă cu el, au văzut că este pur și simplu fabulos, nu numai la nivel de spațiu, dar și la nivel de confort, atunci când vine vorba de amortizarea cabinei, amortizarea scaunului și amortizarea șenilelor, pentru că și acolo există niște toleranțe care mă lasă și îmi permit să am o, o amortizare și un nivel foarte bun de confort. Dacă vorbim despre sisteme inteligente, în momentul de față putem să ne leudăm cu un nou sistem Class Connect, care îmbină mai multe sisteme electronice în unul singur. Bineînțeles că există partea de ghidare pe care o cunoaște toată lumea și noi o recomandăm cu tărie, pentru că fără un sistem de ghidare performant la un tractor de felul ăsta, Lucrurile nu mai capătă același sens. Deci, toate sistemele electronice cunoscute azi până în momentul de față, inclusiv managementul motorului, managementul transmisiei, sistemul nostru CMOS pentru tractoare, care optimizează mersul tractorului, mersul transmisiei, există și sunt prezente pe acest tractor. Această întâlnire a fost organizată de către producătorul Clas împreună cu, cu dealerul Surf Clas. În zona Călărașilor am preferat-o fiindcă aici regăsim ferme foarte de dimensiuni foarte mari iar fermierii întotdeauna au fost deschiși către nou și către noi provocări. Dorim împreună să putem duce mai departe parteneriatul nostru. Ca și până acum, Surf Clas va fi alături de ei și pe partea de servis și pe partea de, de piese de schimb. În general... After sales a funcționat în ultimii 2 ani de zile de când am preluat această zonă, nouă, a funcționat foarte bine, iar fermierii sunt mulțumiți de rezultatele colaborării noastre. Dorim să le spunem că vom fi în continuare alături de ei și că toate problemele lor sunt și problemele noastre, și le, le vom rezolva în cel mai scurt timp, așa cum, cum i am obișnuit până acum.